Apa, aerul și hrana sunt elemente vitale care influențează prin calitatea lor dezvoltarea unei comunități. La Fărcașa, Maramureș, dezvoltarea durabilă a comunei este amenințată de amplasarea aici, într-o zonă lipsită de poluare, a unui mega depozit de gunoi cu capacitate peste necesarul județului. Zona cunoscută până nu de mult prin întinsele livezi, vii, plantații de coacăsă și căpșuni, este invadată azi de păduri de salcâm, ceea ce a atras după sine dezvoltarea apiculturii. În viitorul apropiat, un parteneriat cu Baia Mare în domeniul asigurării cu hrana proaspătă și de calitate ar fi mult mai util și necesar pentru județul nostru decât sacrificarea unui loc întins de poluare pentru un proiect de care Maramureșul se poate lipsi. Pășunile întinse de pe dealurile Fărcașei au asigurat creșterea în perioada comunismului a unor cireți mari de vită și turme de oi și capre. Prezența izvoarelor și pânza de apă freatică la mica adâncime pe pășunile de aici au creat întotdeauna cele mai bune condiții creșterii vacilor de lapte și tineretului bovin. În conjunctura actuală, ambalarea și comercializarea apei de izvor, precum și încurajarea înființării fermelor agricole, chiar dacă vor fi ferme private și nu ferme gen cooperativă, așa cum ar fi ideal, precum și renunțarea la proiectul depozitului în acest loc, ar avea un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a comunei și a județului nostru. De asemenea, înființarea unor puncte de achiziții și prelucrarea plantelor medicinale găsește condiții ideale de înființare. Măceși, muri, tei, salcâm, soc, ciuperci au dintotdeauna locul lor aici și sunt de preferat oricăror plante toxice ce vor apare odată cu apariția mega gropii de gunoi. Orice specialist în ecologie poate confirma incompatibilitatea dintre proiectul depozitului de gunoi și agricultura ecologică. Deci, odată ales depozitul de gunoi, e limpede că se renunță la orice formă de agricultură ecologică și agroturism în comuna noastră. Aderarea Maramureșului la proiectul Zero Waste, prin care se compostează local în fiecare gospodărie sau localitate, se reciclează, reutilizează și reproiectează produsele pentru prevenirea apariției deșeurilor, este soluția ideală care poate salva viitorul Fărcașei și aduce un plus mediului prin salvarea de la îngroparea sau incinerare a unor materiale și resurse importante pe care societatea nu își poate permite să le piardă. Fosta fabrică de sticle de la Fărcașa ar putea redeveni în scurt timp un punct de reciclare a sticlei și, de ce nu, pentru fabricarea unor produse din ceramică pentru înlocuirea celor de plastic. De asemenea, folosirea într-un mod armonios tuturor resurselor și avantajelor naturale ale comunei, cum sunt prezența unui sit arheologic din epoca bronzului, prezența pădurii și râului Someș, ar fi de preferat unor proiecte poluare care ar aduce în timp probleme mari în zonă. Compostarea în fiecare gospodărie a deșeurilor compostabile ar reduce substanțial cantitatea de deșeuri, iar selectarea la sursă a deșeurilor în vederea reciclării ar elimina deșeurile aproape 100%, așa ca în multe alte comunități civilizate. Pentru viitorul bun al generațiilor de mâine, pentru bunăstarea și asigurarea zilei de mâine, să salvăm Fărcașa prin educație și aderarea tuturor la proiectul Zero Waste.